Primarul Comunei, aflat la primul mandat, vrea să revoluționeze localitatea Jupânești. În documentația înaintată a Companiei Naționale de Investiții, alesul local dorește blocuri pentru tineri, un stadion și un bazin de not. Este conștient că pe acesta din urmă îl poate folosi când localitatea va beneficia de toate utilitățile. Acel bazin de olimpic de not este depusă doar o cerere de finanțare către Compania Națională de Investiții, dar demarăm toate procedurile doar în situația în care în toată comuna Jupânești vom avea apă și canalizare funcțională. Oamenii ironizează autoritățile locale și spun că cel mai probabil bazinul va fi umplut cu găleata. Dacă vrei să înnoți, te duci... La celor. Uite ziua acolo, piscină la Târgu Jiu, e destule. De Dacă vrem. Nu aveți voie, nevoie de bazin de la Noi nu avem nevoie de bazin de la domnul primar. Niciun fel de nevoie de bazin. Dacă n-ai asfalt și n-ai ce trebuie, trebuie bazin. Alții spun că ar vrea să vadă mai întâi asfalt pe la poartă, apoi bazin olimpic de not. Viceprimarul Comunei crede că ar fi o catastrofă dacă va fi aprobat acest proiect. Bugetul primăriei Jupănești nu ar acoperi doar bazinul, cheltuiele cu bazinul. Numai tratamentul apei, din ce am înțeles, ar fi undeva la 5 miliarde lei vechi. Doar de clorinarea, de durizarea, nu mai vorbim încălzire. Cu ce l-am încălzit, nu avem gaze. Ar consuma un federal de lemne pe pe zi pentru încălzirea bazinului. Bazinul a urma să fie ridicat în locul unei mori dezafectate la intrarea în localitate.